articol Florin Salam s-a enervat pe Roxana Dobre. Florin Salam s-a enervat pe Roxana Dobre. Florin Salam, unul dintre cei mai apreciați maneliști din România, le-a povestit fanilor că a trecut printr-un episod ciudat, dar și amuzant, în care este implicată soția lui, Roxana Dobre. Citește-si, descoperire șoc. Aceste aparate pot împrăștia coronavirusul. Le ai și tu în casă? Citește-si, mărturia șocantă a unei asistente făcută pe patul de moarte. Citește-si, a murit faneta Mango. Regele cimitirelor a lăsat în urmă o avere colosală. Citește si, un fost concurent de la puterea dragostei aruncă bomba despre Jador. Regele manelelor a dezvăluit că a luat câteva sticle de vin pe care le-a dus acasă. Dacă e adevărat sau nu, știu doar ei. Dar a fost cu siguranță o poveste amuzantă pentru fanii lui. M-am enervat, îți dai seama. M-am reîntors la bufet, am luat 6 sticle de vin, am venit cu ele acasă, să nu beau acolo, să nu iasă scandal. M-am reîntors la bufet foarte nervos, a spus Florin Salam, pe TikTok.